Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. Nu doar Vasa, mama care își asumă rolul de cap al acestei familii mutilate de ură, e condusă de morbul avariției, ci toate personajele din scenă suferă de patologii și dorințe negre. Vasa pare aproape o alură de eroină tragică ce alege să își asume o îngrozitoare vină tragică pentru a păstra intactă averea de care copiii trag din toate părțile. Cu un parcurs bine structurat, pe o curbă dramatică desenată cu măsură, scenele se succed într-un ritm destul de lent, cu pauze uneori prelungite, cu timp de respiro și așteptări care amână vria din punctul culminant și liniștea concentrată a deznodământului. Spectacolul demarează destul de greoi, cu o introducere care deși din construcție pare ex abrupto, își ia mult timp pentru a ne prezenta personajele și relațiile dintre ele. Odată intrat în miezul problemelor de viață și mai ales de moarte ale jelesnovilor, firul poveștii curge ca un thriller psihologic în care oricine poate fi criminalul și nimeni nu pare a-și asuma rolul de salvator al acestei lumi putrede și rele prin excelență. Nu există speranță și nici eroi pe cai albi. Doar oameni abrutizați de egoism și avariție, de lene și de sfrâu, de tare fizice, frustrări și lipsa oricărui orizont, Jeleznovii trăiesc astăzi și atât. Ca fluturi de o zi palpită spasmodic în jurul unui bec luminos, al unei averi orbitoare și cad unul câte unul, incandescenți, aprinși de flăcările aceleiași patimi. Acest zbucium presărat cu crime, violuri, șantaj și amenințarea unui viitor ce nu pare a exista, este descris scenic prin acumularea sufocantă de obiecte într-un spațiu care doar prin implozie se poate elibera de propria greutate a vinei. Dacă la început turnanta dezvăluie piese masive de mobilier și o multitudine de camere ale unei case boierești cu tradiție și bun gust, odată cu moartea lui Jeleznov, totul se dinamitează și rând pe rând, odată cu obiectele, dispare orice sentiment de unitate al acestei familii care se autodevorează. Într-o atmosferă apăsătoare și constant amenințătoare la care contribuie light designul, conceput de Daniel Klinger, Personajele sunt conduse de gelul colceag de la registrul naturalist până într-un soi de expresionism existențial sumbru cu multă grijă pentru a estompa orice contur gros. Trecerea se face lin motivată și bine susținută de structura scenariului de joc și de evoluția personajelor. Tot acest demers orientat spre profunzimea relațiilor din scenă nu avea nevoie de ornamentul proiecțiilor ilustrative, care sunt parcă lipite din exterior pe o structură în care nu se integrează, ci doar o dublează redundant. Distribuția spectacolului funcționează într-adevăr ca o familie în care relațiile sunt bine definite. Dana Dembinski, vasa, are statura unei mâini de fier care poate ordona și executa cu aceeași precizie de bisturiu. În scenele de forță scapă puțin controlul și exagerează cu gesturile explicative și tonul monocord, însă reușește să își concentreze tăcerile și să obțină un efect ca de lupă asupra emoțiilor în scena de final. Liliana Pană, Ana, are cel mai rotund parcurs, și interpretarea sa punctează nuanțat, exact, caracteristicile personajului, cu măsură și rafinament. Ana Bart, Natalia, este stridentă și nu găsește nici tonul just, nici motivația interioară a personajului, nici ușa de intrare în relație cu celelalte personaje.